Domnul să binecuvinteze copiii. Să știți, dragii mei, că și pentru ei se dă o luptă mare. Și ei sunt într-o luptă. Și poate noi suntem ca părinți foarte responsabili de biruințele sau eșecurile pe care ei le au. Nu știu dacă suntem conștienți, dacă mai suntem conștienți că ne aflăm, dragii mei, într-un război și cel mai mare război, să știți că nu e pentru un loc în Parlament sau în Guvern, deși se fac ce 4 ani campanii. Cel mai mare război, să știți că e pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Și de multe ori, oamenii nu pierd războiul, să știți că n-au armele corespunzătoare sau că mai știu eu ce alte motive. Cel mai mare, poate, motiv pentru care mulți pierd războiul este frica. Frica. Despre frică vreau să vorbesc la această dimineață. Cum să biruiesc frica? Cum să biruiești frica? Fiecare dintre noi avem temerile noastre, avem fricile noastre. Toți avem cel puțin o frică. La unii ne e teamă că ne pierdem sănătatea. Alții au teamă aceasta, au frică aceasta că își pierd locul de muncă, au un contract pe termen limitat. Au fost disponibilizări. În America peste 40 de milioane de oameni și-au pierdut locul de muncă. Și poate ai teama asta, poate ai frica asta. Alții au teama aceasta că nu-și vor putea plăti ratele, deși din cauza COVID-ului băncile pentru unii au păsuit câteva luni, dar nu există o păsuire eternă, nu numai de la Domnul pentru păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Unii au frica aceasta că poate își pierd familie. Unii au frica că își pierd prietenii. Spunea cineva, frate Cristu, eu aș face botezul, m-aș boteza, m-aș pocăi, dar îmi pierd prietenii. Important este să nu-L pierzi pe Domnul. Că prietenii tăi nu te vor ajuta în ziua judecății, nu? Ci Domnul va avea ultimul cuvânt. Alții au această frică că își vor pierde posesiunile materiale. Vorbeam cu cineva ieri care a cumpărat mai mult pământ undeva și îmi spunea între 3 și 5 ani trebuie să îi umblu în tribunal pentru că nu sunt acte pe acest pământ și mai mulți vecini n-au semnat și am teama asta, nu cumva să pierd, că sunt câteva hectare importante. Alții au teamă să nu piardă pământul. Dar cea mai mare teamă ar trebui să avem să nu pierdem cerul. Nu? Cred că asta ar fi teama adevărată. E o frică bună asta, o teamă bună. Nu? Alții au teamă de examen. Frică de examen, de școală, de șofer, de bacalaureat, de capacitate. Alții au frică de deciziile pe care trebuie să le ia. Am întâlnit fete care au frică aceasta că nu se vor căsători niciodată. Și atunci coboară standardul jos și spun, mă uit la colegele mele care au prieteni, prietene din clasa 8-a, 9-a chiar. Atunci îmi permit și eu, pentru că e dorința asta să nu rămân în spate, să nu rămân acuzată de cei care trăiesc în păcatele acestei lumi. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că frica este ca și cârligul pentru pește. Uitați-vă, cei care mai mergeți la pescuit sau cei care știți lucrurile acestea, înainte ca peștele să ajungă în juvelnic și să fie cu totul prins într-o plasă mare, într-un juvelnic, din care chiar nu mai are cum să scape, există un cârlig care îl ține. Și vreau să vă spun că pentru pește, în ziua când vine cârligul, nu mai contează câte kilograme are, nu mai contează dacă e baltă de 15 hectare sau de 100 de hectare, pentru pește, în ziua când îl prinde cârligul, nu contează nimic altceva decât să scape din cârligul ăla. Și uitați-vă că un pește de 20-30 de kilograme poate fi prins cu un cârlig cât un deget. Asta e frica la mulți. Asta face frica cu mulți. Îi ține prinși ani de zile. Dragii mei, frica e cârligul cu care diavolul ține pe om. Și îl blochează ani de zile și frica îți cuprinde inima și te panichezi și frica te paralizează din punct de vedere spiritual. Și am întâlnit familii, și am întâlnit tineri, și am întâlnit oameni. De ani de zile rămân pe loc, din cauza fricii. Vreau să mai subliniez ceva înainte să intru în mesaj. Există frică bună și există frică rea. Există teamă bună și există teamă rea. Îmi spunea o mamă, 8 copii, când soțul meu, când tatăl acestor copii venea acasă și urca scările pe apartament, copiii lăsau orice ce se băgau sub plapume, se ascundeau pe unde puteau, până dulap, până paturi, până baie, pentru că tata venea acasă beat. Și asta e o teamă dezastruoasă, e o teamă care te paralizează. Într-o zi, soțul acesta i-a scos pe această soră cu 8 copii în stradă, în urmă cu 10 ani în București,
I-am vizitat alaltă ieri împreună cu frații de asociație, vrem să punem mărturia ei pe internet, pentru că cred că în ziua judecății Domnul va ridica în picioare și o va da exemplu multor oameni. Și femeia aceasta într-o zi a părăsit totul și copiii au rămas și astăzi cu traume, au fost scoasă afară de soțul, cu hainele de pe ei. Au zis, nu mi-am recuperat nici măcar ghiozdanele și caietele de la copii, nici hainele, nici nimic. O familie cuprinsă de teamă, copiii și astăzi sunt traumatizați, fetele spun, nu vrem să ne căsătorim niciodată, ne este frică, avem teama asta și sunt blocați și rămân acolo blocați în aceste lucruri diavolești. Dar, dragii mei, există și teamă bună, să știți. Am întâlnit tineri care spun așa, mi-e frică să fac prostii, mi-e frică să mă duc cu prietenii care sunt din lume, am un tată care e pocăit, am un tată care nu vreau să-l fac de râs. Spunea un tânăr lucrul ăsta, am fost plecat din țară și aveam ocazia să mă terfelesc în toate gunoaiele acestei lumi. Dar am acasă părinți care stau în poștă rugăciune, mi-e frică să fac lucrul ăsta. Asta e frică bună. Doamne, binecuvintează-ne cu frica asta. Nu? Dragii mei, vreau să amintesc câteva frici din Biblie, ele sunt foarte multe, doar patru le amintesc în această dimineață și apoi vreau să ne uităm la Saul și la David și la Goliat, pentru că până la urmă trebuia Saul să se lupte cu Goliat. Dar vom găsi mai târziu de ce nu s-a luptat el. Amintesc frica de moarte, pentru că cred că e cea mai prezentă frică în această lume și oamenii au această frică de moarte și Biblia spune, Evrei 2 cu 14, astfel doar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe tot aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. O altă traducere spune și să elibereze pe aceia care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Dragii mei, în momentul când Domnul Iisus Hristos trece biruitor prin moarte și înviază, mă auzi copii? 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 Vedeți ce greu le este din cauza telefonelor să fie concentrați la o predică de 45 de minute? E o luptă, au și războiul lor, au și frica lor, dar și noi ca părinți trebuie să fim atenți. Dragii mei, în momentul când Iisus Hristos iese biruitor prin moarte, vreau să vă spun că El spune cuvintele acelea, eu țin cheile locuințele morților. Diavolul nu mai are puterea asupra morții. Domnul nostru este cel care îi coordonează. Și a biruit moartea, a biruit moartea călcând peste ea. Și a ieșit biruitor prin înviere. Mă rog astăzi, Domnul, să te elibereze de frica de moarte, dacă ai frica asta. O altă frică este frica de autorități. Și Biblia spune în Roman 13 cu 3, dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te. Căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și de îndemnul cugetului. Dacă trăiești frumos, dacă trăiești bine, dacă te lupți să faci ceea ce e bine, nu trebuie să fie frică nici măcar de autorități, nu? Dacă umbli cu droguri, dacă umbli cu bani falși, dacă umbli cu alte lucruri, ferească Domnul, atunci, într-adevăr, ai o teamă. O altă frică pe care Biblia o subliniază, se spune așa la ora de rugăciune, nu mai citesc textul acela din Matei 8, dar citesc din Matei 14 cu 30, frica de cataclisme, de calamități naturale, da? Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut, da? I-a fost frică. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Sunt oameni, dragii mei, și sunt oameni la care le este frică de furtună, de cutremur, de incendii, de foc, de apă, de inundații. Și este o frică care... Există o frică naturală, adică trebuie să, de exemplu, plec de acasă două săptămâni, închid robinetul, închid apa, asta e normal, asta e o protecție care trebuie să fac, facem oricine. Dar sunt oameni, dragii mei, care trăiesc cu teama asta zi și noapte. Nu poate să închide ochiul până la 2-3 noapte, să scoală de vreme, nu cumva să se întâmple ceva la cazan, la foc, să vine vreo furtună, aud cu tremure, tunete, zic, Doamne, eliberează-ne și de frica asta, că Tu ai putere să eliberezi, nu? Există o altă frică, dragii mei, frica pentru familia noastră, da? Ca și părinți, ne este frică de ce se va întâmpla copiilor noștri. Și repet, și aici există un grad întemeiat de frică, da?
în care îi spui copilului, ai grijă la trecerea de pietoni, te uiți în dreapta și stânga când trece mașina, însă am văzut părinți, dragii mei, care merg mult mai departe. Am văzut mame care nu se pot nici măcar ruga și nici mânca. Ce face pruncul meu acum în Franța? Ce face în Spania? Oare îl păzește Domnul? Oare nu îi se va întâmpla nimic rău? Dragii mei, să știți că în spatele acestei frici poate să fie duhuri demonice. Nu poți să ieși de acolo, din lanțul ăsta, tot timpul ești acolo, stresat, cu gândul acolo și la servici, la lucru. Și Iacov avea frica asta. Genesa 42 cu 4, Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu îi se întâmple vreo nenorocire. Vreau să vă asigur astăzi că Domnul ne păzește familia. Domnul e în protecție, își întinde protecția peste casa noastră. Mi-aduc aminte când ne-am mutat la Vețel, n-am avut gard la casă vreo 2 ani și ceva. Eram acolo singuri în câmp, în cartierul ăla, eram singurii care locuiam acolo. Și mergeam în misiune și rămânea cu soția, cu copiii, nici măcar poartă și gard n-am avut. Și mă eram așa fricos, stresat. Și o striga Duhul Sfânt în Bucovina, am pus îngerul meu în fața casei tale. No. Dragii mei, avem un Dumnezeu care poate să elibereze și de frica asta. Vreau să merg mai departe în textul acesta pe care l-a pus Domnul înaintea noastră. Vedeți dumneavoastră, dacă s-ar fi bătut Saul cu Goliat, indiferent că ar fi câștigat Saul sau Goliat, textul ăsta nu mai avea sens în Biblie. Nu? Pentru că s-au bătut doi oameni cam de același nivel. Erau doi capitani, erau doi oameni mai în care ieșau în evidență. Doi conducători de oști, nu? Dar vreau și să face surori, iubiți copii, iubiți tineri, dacă ne uităm în acest text, ceea ce surprinde este exact ce spune Domnul în Noul Testament, că Domnul a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Vreau să vă spun câteva avantaje pe care le avea Goliat, pentru că sunt azi între noi oameni care o să zică, eu am avantaj la luptă, eu am relații la primărie, eu știu să lupt, eu am bani. Vreau să înțeleg astăzi un lucru foarte important și o să-l spun imediat, dar mai întâi vreau să spun care erau avantajele lui Goliat peste David. 1. Era mai înalt ca David. Biblia ne spune cât de înalt era, dacă traduceți în termeni din ziua de astăzi, Goliat avea undeva la 288 de centimetri. 288 de centimetri. Noi ne mirăm de oamenii care au 2 metri în ziua de astăzi, 2 metri și 5. Gândiți-vă cum arăta un om de 2,88, aproape 3 metri, când mai era și coiful ăla pe cap, 2 metri. 3 metri. Era mai înalt ca David. Avea armură de protecție mai bună ca și David. David era îmbrăcat cu hainele de zi, nici măcar n-avea armătura aia de bază a lui Saul. David era îmbrăcat cu hainele care vine poate de la oi. Și omul ăsta spune Biblia că avea armură de protecție de 41 de kilograme pe el. 41 de kilograme. Dragii mei, Biblia spune că avea niște arme extraordinare, avea arme mai performante ca și David. Doar vârful suliței lui Goliat cântărea 6,8 kilograme, doar vârful. Nu vorbesc de sulița în întregime. Fierul acela, vârful acela, cântărea 6,8 kilograme. Și David avea o praște care poate nici măcar n-avea un kilogram. 1 Samuel 17,33. Înțeleg de aici că Goliat avea mai multă experiență în război și în luptele corp la corp decât David. Saul s-a interesat de cine a ieșit în față. Ăsta nu a ieșit de la jocuri de pe calculator, unde e împuși și apoi vii să tragi cu sabia. Ăsta nu a ieșit de la om care mănâncă în fiecare zi, nu face nimic. Ăsta a ieșit un om antrenat. Și Saul îi spune lui David, tu nu poți să te duci să te bați cu ăsta, că ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. Undeva poate spre 50 de ani să fie avut omul ăsta, 40-50 de ani. Dacă avea 25, n-avea rost să spune că e din tinerețea lui. Nu? Și David era un copil. Un copil. Dragii mei, un al cincilea avantaj pe care l-avea Saul, Goliat, în fața lui David, vreau să vă spun că avea în spate o mulțime de filisteni care îl încurajau, care strigau. Iar David n-avea pe nimeni în spatele lui. Nici măcar pe Saul nu-l avea în spate, nici măcar pe frații lui. Pe nimeni nu avea David din tabără care să-l susțină. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Absolut nimeni nu i-a dat vreo șansă lui David.
Dacă David se uita la avantajele dușmanului, avea toate motivele să-i fie teamă. Singur avantaj pe care David l-a avut în fața lui Goliat a fost că îl avea pe Dumnezeu cu el. Dragii mei, vreau astăzi să spun un lucru foarte important. Nu o să poți birui frica cu medicamente. Am întâlnit credincioși din bisericile noastre, am avut în birou la mărturisire oameni care mi-au spus, mă duc să fac ședințe la psiholog. Vreau să ies din starea în care sunt. Nu o să rezolv nici cu aia. Singurul care poate să-ți rezolve problema în lupta cu frica pe care o ai și în luptele pe care le ai în viața ta este Domnul Iisus Hristos. Frații și surori, mă uit la David și rămân uimit. David nu a zis către Saul, Saule, sunt șanse 1% să am biruință. Saul, David nu a zis, Saule, măcar încerc, auzi. Tu pregătești încă 10 în spatele meu, faceți-vă bagajul că dacă iau bătaie să puteți fugi. Nu. Stau și mă întreb de unde avea David siguranța asta. Merge împotriva, dragii mei, acestui om, da? Acestui Goliat și auziți ce spune David. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, eu vin împotriva ta în numele Domnului. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Dragii mei, frați și surori, îmi place atât de mult de David. Dar vreau să vă spun că secretul la David a fost faptul că l-avea pe Dumnezeu cu el. Și vreau astăzi, din tot mesajul pe care eu îl voi expune, să rămâneți cu acest gând și să rămânem cu acest gând. Cea mai mare frică și singura frică pe care trebuie să o avem în viața noastră, nu-i de boală, nu-i de COVID, nu-i de analize, nu-i de pierderea locului de muncă, nu-i de autorități, nu-i de colegi, nu-i de șeful de la serviciu. Nu-i că se poate strica mașina și n-am bani să o repar. Cea mai mare frică pe care trebuie să ai este să nu-L pierzi pe Domnul. Și spunea poetul printr-o cântare, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima, spre alții vergi mile de sus, fă-mi și mie așa. Și acum rămâne întrebarea, bun, dar ce ar trebui să fac să nu-L pierd pe Domnul? Asta înseamnă, dragii mei, că trebuie să ne fie frică de păcat. Pentru că păcatul din viața noastră îndepărtează protecția lui Dumnezeu de peste noi și de peste familiile noastre. La fel cum dacă copilul meu, am ieșit ieri cu cineva, cu unul din copiii noștri în curte, trebuia să plecăm undeva, haine curate, o căzut în iarbă, cum ploase dimineața sau noaptea, s-a murdărit. Pe mine nu m-a interesat că 97% era curat. Din cauza faptului că s-a murdărit un pic pe genunchi, că trebuie să-l schimbăm. La fel e cu păcatul. Diavolul nu trebuie să te ducă în discotecă. Diavolul nu trebuie să te ducă în lume cu tot. Diavolul, dacă te poate murdări cu ceva și tu să fii de acord cu pata aia și să spui eu pe lângă alții, nu sunt așa murdar. Dragii mei, diavolul știe că prin păcat se îndepărtează prezența lui Dumnezeu din viața ta. David, mai târziu, când păcătuiește cu Batșeba, în Psalmul 51, el spune, Doamne, sunt murdar, îmi dau seama că m-am murdărit, în ochii oamenilor eu sunt curat, dar în ochii tăi sunt murdar, că tu nu te uiți mă la cămașă, tu te uiți la inima mea. Vreau să te întreb astăzi, mai ții minte de faptul că Samson într-o zi spune Biblia despre el, că nu știa că Domnul se îndepărtase de el. Frați și surori, iubiți tineri, sunt absolut sigur că în poporul Israel au fost oameni care știau să tragă cu praștia mai bine ca și David. Sunt absolut sigur că din punct de vedere al antrenamentului erau acolo războinici care stăteau ascunși pântufișuri sau ascunși după pietre sau după bolovani, care din punct de vedere al tehnicii de tras cu praștia, de lovit cu sabia, îl băgau pe David în buzunar. Vă pot asigura de asta. Că dacă se știa că David era mai bun ca și ăia, păi mereau ăia la oi și îl chema Saul pe David. Vreau să înțelegeți astăzi un lucru, secretul lui David nu a fost praștia și nici pietrele. Secretul lui David a fost faptul că Domnul era cu el. Știți că la un moment dat, în 1 Samuel 16 cu 18, când Saul cere să-i se aducă pe cineva care să cânte, spune unul din slujitori așa, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul care știe să cânte.
El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și nu știu ce calități ai astăzi. Nu știu care sunt talentele care le ai. Poate ești bun la matematică, la limba engleză, poate ești bun la informatică. Poate știi să reciți poezii lungi pe de rost. Poate ești bun la predică. Poate ești bun financiar. Poate te bazezi pe casa care o ai sau apartamentul tău. Ascultă-mă ce spun astăzi. Toate lucrurile astea n-au nicio valoare decât dacă Domnul e cu tine. Dragii mei, când Domnul este cu noi, se întâmplă următorul verset. Isaia 54:17. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine. Slăviți să fie Domnul! Mai învăț ceva din lupta lui David și Golia, dragii mei. Mai învăț ceva. Că diavolul nu doarme. Și vreau să vă spun asta și vreau să vă întreb. Dacă David l-a omorât pe Goliat cu o praște și o piatră, credeți că pe Eliab l-ar fi putut să nu-l nimerească? Uitați-vă ce se întâmplă. Unii ori se înțeleg filistenii mai bine între ei ca și noi. Că ăia nu se certau între ei. Și vine David de la oi și încep frații lui să sară pe el. Și auzi și îi spune frate său, și îi spune Eliab, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Au vrut să-l omilească. Dragii mei, trei lupte au avut de dus David. Unu, lupta cu el. Să rămână lângă Domnul, să rămână în ascultare, acolo la oi, să rămână integru. Că mulți sunt pocăiți în biserică, lângă părinți, când sunt acasă singuri, în fața calculatorului, Goliatul cel mai mare care l-ai de înfruntat în viață, eu tău, să nu uiți asta. Și eu meu. Și David a ieșit biruitor în lupta asta. O a doua luptă pe care David a avut-o înainte de Goliat a fost lupta cu frații lui. Știți ce ar fi vrut diavolul de la David? Să ia praștia, să-și consume pietrele și energia cu frații lui și când trebuia să iasă în fața lui Goliat, să nu mai aibă putere. Uitați ce îi spune Eliab, oameni buni. Poate cuvinte mai grele decât Goliat, i-a spus Eliab. Că uneori nu ne jignește, poate la de la servici, cum te poate lovi un frate și o soră. Și spun, Doamne, ai milă de noi astăzi. Și uitați-vă ce îi spune Eliab, pentru ce te-ai coborât tu și cu el stava acele puține oi? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Știți ce am observat astăzi? Că sunt oameni care splind de mândrie și de răutate, dacă asta își acopere mândria și răutatea lor, acuză pe alții. Uitați-vă cine era mândru, uitați-vă cine era plin de răutate. Și auziți ce îi spune, te-ai coborât ca să vezi lupta. Știți ce putea să-i zică David? Bă, nesimțitule, eu nu m-am coborât să vă lupt, m-am coborât să lupt. Și începea o ceartă între ei doi de la niște cuvinte. Și ce-a zis David? Ce-am făcut de oare? Nu pot să vorbesc astfel, nu pot să pun o întrebare. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâia dată. Dragii mei, știți și-o înțeles David, că nu trebuie să porți război cu frații, ci cu Goliat. Trăim vremuri în care creștinii se luptă între ei, în familii, în cu vecinii, prin tribunale, prin SMS-uri, prin fel și fel de tulburări, crezând că trebuie să lupte cu fraților. Nu, noi trebuie să luptăm cu puterea demonică. Să nu credeți că noi ca slujitori nu avem nicio problemă. Eu cred că noi suntem cei mai loviți oameni buni. Este când primesc zeci de mesaje pe zi cu înjurături și blesteme și bajocuri. Dar îmi dau seama că diavolul n-are treabă cu Nemia, ci are treabă cu lucrarea pe care o face Nemia. Diavolul n-avea treabă, dragii mei, cu David, diavolul avea treabă cu Dumnezeul lui David, că dacă era lovit poporul evreu, se spunea unde e Dumnezeul lui, că filistenii se închină la zei făcuți din mâini omenești și uite că o câștigat. Și Israel aduce jertfe și o pierdut. Vreau să spun astăzi ceva. Efeseni 6:12. Când mai ai probleme cu mama, cu soacra, cu cumnatul, cu verișorul, cu soția, cu pruncul, când te nervează copilul și îți vine să urli pe el, să nu uiți că e cineva în spate care are treabă cu tine. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva, auzi, căpetenii, goliați, care sunt nevăzuți.
Împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Frați și surori, câtă Biblie știu! Cât de bine poți să cânți, cât de ani de pocăință poți să ai, nu contează aici. Tot ce contează aici e dacă Dumnezeu e cu tine. Pentru că la Goliat care e în văzdu, la duhurile astea de ură, de neiertare, de probleme, care vin să macine familie, nu e frică de Cristi, Mariu, ci este frică de Dumnezeul lui Cristi, de Dumnezeul lui David. Mă uit la Saul, dragii mei, știți că și Saul a avut două frici în viață? Două frici mari avea viață. Pe lângă că au fost frică de Goliat, care nici nu mai pun frica asta, că toți erau acolo, tremurau în fața lui Goliat. Că am vrut să spun ceva, dar am uitat. Erau oameni care trăgeau mai bine cu praștea ca și David. Dar știți de ce nu ieșit ăștia la război? N-aveau siguranța că Domnul e cu ei. O zis Saul, eu în armată ca și Goliat. Că și eu am investit mii de euro în platoșa asta și eu pot să-mi iau 41 de kilograme pe mine. Dar ies în față, dar n-am siguranța că Domnul e cu mine. Pentru că în urmă cu câteva capitole, când Domnul mi-a spus să ucid amaleciții, n-am ucis. Când Domnul mi-a spus să scot minciuna din viață, n-am scos-o. Când Domnul mi-a spus să scot invidia, n-am scos-o. Și acum păcatul care e peste mine nu-mi dă siguranța că o să am biruință. Și decât să ies, să mă fac des, mai bine nu fac nimic. Știți ce frică avea Saul în viața lui? Frică că David ajunge mai sus ca el. Și uitați-vă că după textul acesta, după biruința asta, dragii mei, s-a văzut din plin frica aia. L-a îndepărtat după bătălia aia, David trebuia să conducă toate oștirile lui Israel. Știți ce spune Biblia? L-a pus peste 1000. Nu peste 10.000, nu peste 100.000, peste 1000. Să fie acolo un anonim. Și într-o zi au zis că erau să cântau o cântare, fetele cântau o cântare. Și la David i-a dat 10.000 și mi-au dat miile. Și a început frica asta să-l terorizeze pe Saul. Și mai avea o frică, Saul. 1 Samuel 18:12. Tot legat de David. Saul se temea de David. Dar de ce? Pentru că Domnul era cu David și se depărtase de el. Am o întrebare, tu prin ce inspiri frică? Spunea cineva de Cristi, aveam cu noi un coleg în mină care atunci când noi mâncam, de multe ori era în post și cât timp noi mâncam în pauza de masă, se punea pe genunchi și se ruga cu o voce tare pentru noi. Ne-am bătut joc de el de zeci de ori. L-am făcut în toate felurile. Și i-am spus, nu te mai ruga că noi nu ne pocăim. Dar au zis, încet, încet, a început să încolțească o frică în viața noastră. Când l-am văzut pe omul ăsta sfânt, cum stătea la zeci de metri sub pământ și vorbea cu Dumnezeu și lupta pentru sufletele noastre. Și a venit ziua când mi-a fost frică de el, că îl vedeam că umble cu Dumnezeu. Și a venit ziua când și noi ne-am pocăit. Prin ce inspiri frică? Prin mașina care o parchezi? Prin banii care îi ai, prin relațiile care le ai. O zice cineva, iau pistolul, îl pun la cap, în România, la noi. Nu dau detalii, ferească Domnul, că se aude pe internet. L-am terminat. Până asta? Am fost plecat la Cormaia, numai cu o săptămână jumate, și m-am întâlnit cu o soră care în 2021 poartă o pinci. 73 de ani, cred că are. Iertați-mi expresia, nu dai 2 lei pe ea. Din punct de vedere al lumii. Îmi spunea cineva, Cristi, am fost joi îmbrăcați la cămăși, 1000 de euro îmbrăcați, mașini scumpe, ne-am dus la ea în casă, 4-5 oale agățate pe perete. Și când am văzut cum strigă Duhul Sfânt în femeia asta, ne-am dat seama că tot ce avem noi e zero. Și că de fapt noi n-avem ce are sora asta. Și am fost și eu la dânsa și ne-am rugat împreună. Și când o striga Domnul, așa vorbește Domnul, ai simțit că camera aia s-a umplut de lumină? Tu până ce inspiri teamă? Tu până ce inspiri frică? Înălțimea ta? Mușchii tăi?
Dragii mei, mă duc mai departe pentru că timpul trece. Ai frică asta să nu pierzi prezența lui Dumnezeu din viața ta? Ai frică asta că vă asculți o predică și nu mai știți nimic? Mă sună la cineva de chestia, am făcut boteză că o să botezat și nevastă mea. Am făcut și eu și copii, nu mai este botez. O zici, nu simt nimic la nicio predică, la nicio rugăciune, nu simt nimic. Te-am sunat pentru că mi-e frică. Că vine răpirea și așa rămân. Mai e frică asta că ca să nu pierzi lacrimile din ochi. Când ai plâns ultima dată la rugăciune? Când ai vorbit ultima dată în alte limbi cu Domnul? Să spui taine pe care nu le știe nimeni. Ai frică asta să nu cumva să umblu îmbrăcat cum nu trebuie, să nu întristezi pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua? Ați cumpărare. Să am frică asta să nu cumva să nu spun ceva ce nu îi place Domnului. Dragii mei, ce paradox, unii sunt ca și Goliat, foarte bine echipați pământește. Au relații, au bani, au oameni care îi aclamă în spate. Dar nu-L au pe Dumnezeu. Știți ce mă învață pe mine istoria lui Goliat? Să nu pun preț pe lucrurile care se văd, să nu pun accent pe lucrurile care se văd, ci să pun accent pe lucrurile care nu se văd. Și azi noapte, până la ora 3, m-am frământat în pat pentru acest mesaj. Am zis, Doamne, de ce ne trebuie nouă credință? De ce Petru spune că credința e mai scumpă decât aurul? Că toți în jurul nostru vor aur, vor bani. Și ne-a prins diavolul pe mulți dintre noi cu alergarea asta de zi cu zi, să strângem cât mai mult. Și la final, 2 metri sub pământ ne ajunge și nu se ceartă nimeni. De ce credința e mai scumpă ca și orice? Dragii mei, credința în Dumnezeu și ascultarea de El îl face pe Dumnezeu să-ți dea mântuire și să-ți dea biruință. Pentru că cea mai mare luptă se duce pentru tine ca să pierzi raiul și mântuirea. Și mă rog astăzi, Doamne, păzește-ne. Avea Pavel o teamă, avea Pavel o frică sfântă și spunea el în 1 Corinteni 9:26, eu deci alerg. Dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu cine? Dragii mei, noi trebuie să ne portăm aspru cu noi și blâns cu alții. Din potriva asta, știți ce facem? Ne portăm blâns cu noi și aspri cu alții. Nu o zis Pavel, eu invers fac. Eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dă-i trupului tău toată mâncarea care ți-o cere. Nu mai posti, nu te mai ruga și o să vezi cum toate poftele vin la grămadă. Dă-le ochilor tăi tot ce vor și o să vezi cum într-o zi o să te îndepărtezi de Dumnezeu, deschizi Biblia și nu mai simți nimic. Vreau să vă spun asta, frate și surori, că nu doar lupta contează, contează și cauza pentru care lupți. Și cauza pentru care lupt eu e cauza Evangheliei. Și când lupți pentru cauza Evangheliei, Dumnezeu îți dă biruință. Ce siguranță a avut Pavel după o viață de luptă, de frică bună. În ultima lui scrisoare el spune, am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea de acum, Domnul cu mila, nu? Am o siguranță. De acum mă așteaptă cu una. Dragii mei, istoria lui Goliat ne mai învață că toate lucrurile care par avantaje în ochii oamenilor se pot transforma în dezavantaje dacă nu-i Dumnezeu cu tine. Vă dau un exemplu. Astăzi e la mare căutare frumusețea. Mi-e așa milă de tinerii care stau toată ziua pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram. La un click video vezi niște dansuri acolo la niște vedete din România că ți groază, oameni buni, ți groază să te uiți. Bineînțeles că pentru mulți tineri nu e o groază, e o invidie. Dacă aș fi și eu ca aia, dacă aș avea și eu corpul aia, oameni buni, atâta stricăciune a intrat în familie, în copii. Și un corp frumos poate să fie un avantaj extraordinar. Dar dacă nu-l folosești pentru Dumnezeu, e drumul sigur spre locuința morților. Proverbe, capitolul 7. Spunea cineva despre o fată, nu dau numele din țară, s-o sinucis recent, o zis Cristi și o folosit expresia lumii, toți bărbații nepocăiți ar fi dorit-o pe femeia aceea. Era steaua orașului nostru, acum câteva zile, câteva, nu știu, 2-3 săptămâni să fi fost. Și nu intru în detalii, că știți ce e în lume, că de acolo am venit unul dintre noi. Și au zis, s-a aruncat de la etaj și s-a omorât.
Pentru că oameni buni au pierdut cea mai mare luptă, au pierdut lupta cu sine, au crezut că găsește împlinire prin corp, prin satisfacție, prin lucrurile acestea ale lumii. Vreau să vă spun astăzi că fiul risipitor avea bani, prieteni și faimă, dar fără tată lângă el a ajuns în faliment. Și când a ajuns cu tata, nu mai a avut banii care au avut înainte, cu care au plecat, nu? Că s-au împărțit, au plecat jumate. Nu mai a avut prietenii de înainte, nu mai a avut faima de înainte, în care el era în centrul atenției. Nu, tatăl meu trebuie să fie în centrul atenției. Domnul. Dar atunci când a ajuns acasă, o fă bine. Avantajele care le ascultă-mă bine. O voce excepțională care nu laudă pe Dumnezeu va aduce slavă lumii și diavolului. Cu Dumnezeu, chiar dacă în ochii oamenilor nu prezinți niciun interes, ești luat în râs, poate ești mic de statură ca și David, vreau să spun astăzi o cântare pe care copiii vor cânta săptămâna viitoare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Ce nu știa Goliat era că copilul ăla, cu câteva capitole în urmă, a fost uns ca viitor împărat peste Israel. Asta nu știa Goliat. O crezut că e un prunc, că e un copil. Ce nu știi tu că e copilul ăla care l-ai acasă, poate va fi un predicator într-o zi, un proroc. Și trebuie să te rogi pentru asta. Că o zis Biblia, ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu goliaților, cu vrăjmașilor unde? La poartă. Oameni bune, nu putem spune de la învon, dar știți ce lupte au oamenii, copiii ăștia la școli? Avem la noi în Deva oameni buni. Fete care trăiesc cu fete în liceu undeva și noi ne rugăm 3 minute în biserică, ar trebui să stăm pe genunchi 3 ore pentru că Goliat luptă pentru ei și vrea să-i doboare și Dumnezeu vrea să facă copilul tău fiul de împărat. Te doare lucrul ăsta? Sau spui, las că-i pun telefonul în mână 4 ore, nu mai am treabă cu el. Am observat familii de pocăiți, dragii mei, nu mănâncă numai cu telefonul în față. Acum, dacă s-ar uita la o predică sau la o cântare, în timp ce mănâncă, nu e o problemă, cea mai mare e aia. Problema e că vine timpul când îi trebuie telefonul lui lucrurile lumii. Și stai la mărturisire și te îngrozești. Și tu, ca și familie, cu 10 ani de căsătorie, nu știi lucrurile care ți le spune un copil de 14-15 ani că trebuie să intre în stăruință. Eu am pățit asta. Dumnezeu nu are nevoie de armele lui Goliat ca să ne facă biruitori. Să știți. E nevoie de credință în El și de ascultare în El. David, cu credință în Dumnezeu, a făcut mai mult decât o armată de evrei fricoși. Ascultă-mă astăzi, frica îl face pe Dumnezeu să nu te poată folosi. Eu nu mă pocăiesc, nu o să pot să țin pocăința, nu tu ții pocăința, pocăința te ține pe tine. Și copilul meu are impresia că el mă ține de mână. Nu, eu îl țin pe el de mână. Uitați-vă la Gedeon, dragii mei, trebuia să meargă la luptă. Și o zis, Domnul, trimite fricoși acasă, că nu mă pot folosi de ei. Spline bisericii noastre de oameni de care Dumnezeu nu se poate folosi. E frică. Îmi spunea o soră plângând. O zis, frate, o zis, Domnul, să caut 7 bărbați să intre în rugăciune pentru familia mea, pentru cauza mea. N-am găsit. Biserici cu sute de membri. Nu se bagă. O zis, eu nu mă bag, eu nu. Ce te face să nu te bagi? Păcat. Păcat. Dacă ai fi în sfânt, nu te-ar fi frică să iei o zi de post pentru cineva care are Goliatul lui de înfruntat, care are bătălia lui. 22.000 de oameni pleacă acasă pentru că erau fricoși. Faceți o rolea, o mare frică azi în inimă, să știți. Și sper să mă înțelegeți. Mi-e frică să nu cumva să văd lucrarea lui Dumnezeu prin ochii oamenilor. Am frica asta că Dumnezeu nu calculează cum calculează oamenii. Am frica asta. Uitați-vă la văduva de la templu, pe oamenii îi impresionează cantitatea, pe Dumnezeu îi impresionează calitatea. Uitați-vă la Luca 7, femeia cu vasul de alabastru, pe oamenii îi impresionează râsul. Bogatul din Luca 16 avea o viață plină de veselie și strălucire. Toată ziua râs, divertisment.
Și plin YouTube, dacă vrei să râzi o zi întreagă, poți să râzi în continuu. Și dacă ar fi să aleg între Lazar și bogatul, aș prefer să merg plângând spre rai decât râzând spre iad. Amin. Niciunde în Biblie n-am auzit, ferice de cei care se prăpădesc pe jos de râs. Biblia spune în Matei 5, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Apocalipsa, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Vine femeia cu vasul de alabastru. Repet, am frica asta. Că oameni pe care o să-i crede mari, poate nici nu vor prinde cerul. Și oameni pe care... Dar ce? Asta nu pinci? Și poate aia intră înaintea ta în cer. Femeia asta a venit cu vasul de alabastru și l-a impresionat pe Iisus Hristos cu lacrimile ei. Din toți ăia zeci de oameni care erau la masă, la o singură persoană îi spune Iisus Hristos, nu la care s-a cheltuit mult, era bucuros fariseul. Voi tot atât încercați să-L chemați la masă pe Iisus, dar n-ați, eu L-am chemat. Cu Iisus la masă o mărs în iad. Și femeia asta vine și la singura persoană la care îi spune Domnul, credința ta de a mântuit este femeia aceea. Vreau să spun astăzi să nu mai aștepți gândul diavolului că tu n-ai valoare. Că tu ești o simplă văduvă, că tu ești un simplu om în vârstă, că tu ești un simplu tânăr. Am văzut tineri, dragii mei, atâtea gânduri. Trebuie să predicăm neapărat despre sinucidere. În fiecare săptămână, gânduri de sinucidere. Gânduri de sinucidere. Am frica asta, nu mă mai iubește nimeni. Nu mai am nicio valoare. Ascultă-mă astăzi. Uită-te la David și o să vezi că Domnul era cu el. Și Samuel era să dea like la cine nu trebuia, era să aprecieze. Să uita la el, i-a lepădat. Să fie în armata Domnului, să crezi că ești, să fii lepădat, ca și Saul? Și vine un prunc de la oi, care mirosea cum mirosea. Și Samuel rămâne mirat. Pe ăsta vrei să-l ungi, pe ăsta. Ferice de cei cu inima curată. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, am frică asta. Că Dumnezeu nu-i impresionat de ce e impresionată lumea. Vine diavolul la Dumnezeu și Dumnezeu nu-i spune, diavole, ce zici, ce bani are Iov? 11.500 de animale avea Iov. Asta înseamnă în banii noștri afaceri de milioane de euro. Pe an. 10 copii. Cel mai cu vază din tot Orientul. Pe oricine l-ai fi întrebat despre Iov, ar fi zis, dacă aș avea și eu ce are, el aș fi și eu realizat. M-ar respecta toți. Și Dumnezeu nu se uită la asta. Dumnezeu spune așa, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se avea o frică, Iov. Se teme de Dumnezeu. Am frica asta, frații dorori, că Dumnezeu nu calculează cum calculează omul. Te provoc astăzi să-ți fie frică de păcat. Te provoc astăzi, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Evangheliei, să iei aminte, să se luăm aminte, cu mine în frunte, Roman 12:9, dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Fie-vă, nu mai zice frică aici, zice groază. Adică frică la pătrat, sau la a treia, sau la a patra. Auziți ce înseamnă groază? Groază înseamnă frică puternică și violentă, provocată de un lucru înfiorător, de un pericol mare, de nenorocire. Și dați-mi voie să amintesc că nu o fac foarte des. Să-ți fie frică de jocuri mecanice, de pariuri sportive, de glume proaste, de bârfă, de minciună, de scârboșenii care au pătruns în multe familii. Să-ți fie groază de anturajele vicioase, să-ți fie frică, să-ți fie groază de neascultarea de părinți. De ceartă, de răzbunare, de nemulțumire. Să-ți fie groază de o ținută care nu-i cuvincioasă. Să-ți fie groază de unghii vopsite, oameni buni, o pătruns diavolul până lucrurile astea. Să știți că nu ojaia e problema, ci faptul că eu nu mai sunt mulțumit cum o crea Dumnezeu. Am aflat ceva ieri ce m-a îngrozit. Surori care își fac operații estetice, că nu sunt mulțumite cum e nasul, care scot coaste de aici. Ca să arate perfect, mai ceva ca alea din lume. Oameni buni, vă spun cu toată seriozitatea, pe această cale intră duhuri de curvie și fac praf familia acelea. Doamne, ai milă!
Am uitat, frați și surori, că suntem într-o luptă? Luptă diavolul pentru noi și casele noastre. O zis Dumnezeu către Cain, Cain, ai grijă, că nu vine crima din prima. Mai întâi nemulțumirea. De ce frații plâng la predică, la Abel și la mine nu plâng? De ce jertfa lui merge către cer și a mea nu merge? Pentru că nu contează numai jertfa, ci contează mai întâi relația cu Dumnezeu înainte de jertfă și cu frații și cu ceilalți. Să-ți fie groază de păcat. Pentru că păcatul îndepărtează prezența lui Dumnezeu. Și când pleacă Domnul, vine diavolul cu demonii lui. Și spune Ioan 10:10 că diavolul nu a venit să mângâie. Diavolul nu a venit să clătească, să zidească. Diavolul a venit să ce să facă? Să fure. Auzi, să-ți fure? O spunea cineva, ieri, frate Cristi, întorci din lume. Am primit Duhul Sfânt, bucuroase! Apocalipsa 3. Păstrează ce ai. Ca nimeni. De acum o să vezi că diavolul e pormele tale. Acum o să vezi, de si bine. Ești o fată încă curată? Dacă nu ești curată, cere Domnului iertare și măcar de astăzi spune. Dar dacă ești curată, păstrează-te curată mai departe. Ești o familie în care te lupți pentru Domnul. Dragii mei, când ne va fi groază de rău, ne va, și ne vom lipi de Domnul, se va împlini Isaia 41:10. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeu tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Dar cum, Doamne, că văd că nu se mai oprește boala? Copil plecat care nu mă sună. Văd că nu mai probleme. Frați și surori, Domnul în Noul Testament nu ne-a garantat aici Canaanul. Dincolo. Noi vom avea parte de mântuire, de biruința finală. Dar în drumul acesta e foarte important să l-ai pe Domnul cu tine. Isaia 41:13. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Mă apropii de încheiere spunându-vă, când ai frică de Dumnezeu, nu-ți mai este frică de nimic. Dar nici de moarte? Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. Bun, dar dacă vine prigoana? Luca 12:4, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă fie teamă, să nu vă fie frică de cei ce uci trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Dar nici de faraon să nu-mi fie frică. Se ridică guvernul mondial. Spunea Russell în 1953, premiant la premiul Nobel, din perspectiva lumii. O zis, ca să facem planul care ne l-am propus și să aducem elita mondială și un guvern mondial, avem două piedici foarte mari. Familia și biserica. Uitați-vă că împotriva familiei și a bisericii se dau cele mai mari lupte astăzi. Și-o zis, dacă reușim să biruim familia și biserica, ne instaurăm guvernul mondial. Frați și surori, nu o să ne fie mai bine pe pământul acesta. Dar vine ziua când biruitorii vor cânta pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână. Nici de faraon să nu fie frică. Vă las așa, acum spre final, așa exemplu frumos. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu. De ce ne facem operații astea? De ce nu ne mai trebuie prunci? Că am vrea să ne laude lumea. Niște moași aici, cu prețul vieții lor, s-au temut de Dumnezeu. Și n-au făcut ce poruncise împăratul Egiptului, când multe mame din Israel nu s-au temut. Putea să dea Domnul lor pe Moise, nu? Și au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Dragii mei, umblarea în sfințenie și în neprihănire ne dă cea mai mare liniște că suntem parte din planul și din promisiunea lui Dumnezeu. Isaia 54:14, vei fi întărită prin... Prin ce? Prin bani. Prin neprihănire. Izgonește neliniștea că și n-ai nimic de temut. Și spaima că și nu se va apropia de tine. Frate, surori, frica de orice lucru din această lume poate fi biruită prin frica de Domnul. Păi dau un exemplu.
Întâi împărat 18:3, Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Și auziți ce rămâne scris în istorie de peste 2500-3000 de ani. Obadia se temea mult de Domnul. Oameni buni, nu și-a căutat viața lui. David merge la Saul și auziți, nu zis, Saul e un pic așa, un pic tremur, nu. O zis, nici nu, voi să nu vă înspăimântați. Omul care are frică de Dumnezeu se poate ridica în furtună, în probleme și să încurajeze pe toți cei din jurul lui. Și Obadia spune Biblia în versetul 4, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, a ascuns câte 50 într-o peșteră și a rănit cu pâine și cu apă. A fost un moment în viața lui Obadia când a fost peste Ilie, deși el nu era poate proroc. Ilie a fugit de Izabela. Obadia cu Izabela la ușă. Cu Izabela pe urmele lui, în casa împăratului, oameni buni. O zis, mie nu mi-e frică de Izabela. Mie mi-e frică că prorocii ăștia vor fi uciși. Evangheliștii ăștia vor fi uciși. Oamenii lui Dumnezeu și-au zis, vreau să-i ascund. Dragii mei, mă rog astăzi, Domnul să lase noi frică de El. Poate ți-e teamă. Atâtea mesaje primim, rugați-vă, COVID, probleme, terapie intensivă, moarte, nu sunt pregătit. Las poezia lui Traian Dorz. Atât de frumoasă. Pentru că știți ce nu mai găsim asta? Atât de rar găsește astăzi oameni ai jertfei care să nu le fie frică de niciun risc să se pună la dispoziția lui Dumnezeu cu tot ce au. Și spunea Traian Dorz, să nu ne fie teamă când mergem cu Hristos, că tu umbli în lumină, să nu te temi de nimeni. Mergi cu curaj pe cale atunci când mergi frumos. Lumina ta va învinge prin orice întunecime. Rămâi pe brazda dreaptă cu ochii către țel și apasă plugul cinstei cât mai adânc sare. În Dumnezeu te încrede, cu tine este El și grâul tău va umple cereștile grânare. Nu renunța la luptă oricât de singur pari, mai sunt și au să mai vină cu mii de sute frații. Cad cei ce n-au dreptate, oricât ar fi de tari, biruitori la urmă rămân nevinovați. Înalță steagul crucii, ia-i semnul cel neînvins, dar mâini nevinovate și gând curat să-l poarte. De vei cădea în luptă, rămâi cu brațul întins, veni vor alții în urmă să-l ducă mai departe. Sfârșitul va fi mare, frumos și strălucit. Iisus biruitorul e acela ce te cheamă. Tu vei fi învingător, oricât vei fi trântit, rămâi deci și te luptă și n-avea nicio teamă. Doamne, în această rugăciune te rog, mai eliberează de frică. Nu știu care e frica care o ai. Dar ultimul verset care îl amintesc, Eclesiastul 12:13. O zis Samson, când trag linie după tot ce am avut în viața asta, după tot ce am pierdut, după tot ce am trăit, după toate maximele, după tot ce am avut, rămâne ceva. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Când spunea mama asta cu 8 copii, când a fost scoasă afară din casă de soț, o zis, de Cristi, suror din biserică m-a zis, tu nu știi că sunt de naștere să te protejezi, metode. O zis, ție străbă prunci. Lăsate Cristi, am făcut 8 copii. Pentru că m-am temut de Dumnezeu. Rămâne teme, rămâne această, acest verset și în tot ce faci în viața asta, aplică temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Dragii mei, haideți să ne ridicăm în picioare. Nu știu care e teama care ți-a cuprins viața, nu știu la ce te uiți, la Goliat, la armura lui, la analize poate, la pensie, la cheltuieli. Atâtea lupte, atâtea războaie. Vreau să stai înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să-ți arunc în brațul Tău toate îngrijorările mele și Tu să intervii la cauzele noastre. Ne rugăm și pentru Petre, Costel, Cornel, pentru ca Dumnezeu să-i cheme la mântuire. Ce frumos e biletul ăsta. Nu ziți rugați-vă să nu-mi pierd pământul sau casa. O ziți rugați-vă să nu-mi pierd familia.
Dragii mei, avem un Dumnezeu care mai poate smulge din mâna diavolului. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea Domnului și El să ne asculte și la final mulțumim. Amin.